Iubiți frați și surori, dacă cineva ajunge într-o funcție publică în regimurile democratice din zilele noastre, acea persoană este chemată să semneze o declarație că nu are conflict de interese. Adică nu și-a angajat pe cineva foarte apropiat din familie, soție sau soț, frați, surori și așa mai departe, nepoți. Așadar, conflictul de interese e ca un fel de, să spunem, grilă, ca un fel de fereastră, ca un fel de așa transparență, deci hârtie de turnesol care lasă să se vadă că persoana cu funcții publice este obiectivă și slujește în mod dezinteresat binele comun. În practică, nu se întâmplă chiar așa. Apoi, se mai întâmplă uneori, știu, poate în alte zone, ca cineva care ajunge într-o zonă, într-o funcție din aceasta publică, să nu cunoască pe nimeni, nici pe taică său, nici pe mama sa, nici pe frații săi, nici pe surorile sale, pe nimeni. Este foarte, foarte intransigent și exigent cu funcția pe care el o îndeplinește. Sigur, această atitudine radicală poate fi văzută și în cazul unui polițist, am citit recent, care nu doar că și-a amendat rudele, ci s-a amendat pe sine. Ei, așa ceva, deci e maximum, să spunem, ce se poate întâmpla. Deci și față de sine nu era, să spunem, atent sau, știu, mai îngăduitor. Sigur, nicio atitudine, nici cealaltă, nu sunt atitudini corecte, nu sunt atitudini care trebuie recomandate și nu sunt în spiritul Evangheliei de astăzi, unde ne se vorbește despre frățietate, o frățietate universală, spirituală, care depășește granițele fixate de familie sau, eu știu, de apartenență la o etnie sau la o țară, la o națiune, și își deschide brațele spre lumea întreagă, spre toți oamenii din toate locurile. Această frățietate universală este un deficit, din păcate, în societățile noastre moderne, postmoderne, care pun mai mult accentul pe birocrație, pe tehnică, pe metodă și, sigur, potrivit acelui slogan iluminist, libertate, egalitate, fraternitate, dacă ne uităm la acestea trei, fraternitatea este valoarea care suferă cel mai mult. Oare de ce? Pentru că oamenii nu mai sunt predispuși, potrivit nașterii lor, într-o familie cu mai mulți frați, cu mai multe surori, să aibă imaginea unui sânge care i-a găzduit pe toți și i-a format și le-a dat trup și carne și au devenit astfel frați și surori în virtutea unor legi biologice? Poate pentru că familia s-a dizolvat, poate că trăim așa un sentiment de, așa de, eu știu, de copii orfani ai nimănui, fără tată și fără mamă, cumva pierduți așa în societățile acestea ultra-birocratice, cum am spus, și tehnocratice? Se poate. Fapt este că frățietatea nu poate să izvorască așa din senin. Frățietatea spirituală sau, dacă vreți, și cea civică, socială, nu poate să aibă, să zicem așa, sorți de izbândă, nu poate să apară dacă nu presupune mai întâi frățietatea aceea de sânge, din familie, să vină de undeva, să faci experiența a ceea ce înseamnă să ai un frate și să ai o soră sau să ai mai mulți frați și mai multe surori. Sigur, în familiile mai mari, cum e familia din care provin eu, noi ne-am crescut unii pe alții. I-am ajutat pe părinții noștri să crească copiii cumva. Cei mai mari au avut grijă de cei mai mici. Și în momentele, știu, mai delicate așa ale existenței, sigur, am fost cu trup și suflet pentru ei. Am simțit asta din familie. Dar n-am rămas acolo, în familie, să zicem așa, cu gândul la ceea ce am trăit noi și de acum ne-am blocat în acea experiență de frate și de soră, sau știu, de, așa de rudenie, ci ne-am lărgit orizonturile și am ajuns mai departe și am instaurat acea numită frățietate spirituală sau, dacă vreți, prietenie în termenii lui Aristotel. Platon era cel care spunea toate legăturile acestea de sânge, de carne, de trup, nu știu ce, trebuie date deoparte
și păstrată acea comunitate de idei, de valori, de calități la care oamenii aspiră, pentru că acolo se regăsesc ei cu adevărat. În schimb, pentru filozoful Aristotel, care era mai moderat, mai echilibrat, a spus, nu, contează și această experiență trupească. Dar, sigur, ea trebuie să se deschidă spre o comunitate de gusturi, de valori, de idealuri și acolo oamenii care se întâlnesc devin prieteni. Sigur, se poate întâmpla să ai frați și să ai surori și să nu îi ai prieteni. Sau prietenii tăi să fie alții. Poți să ai și părinți chiar, uneori să nu fii nici cu ei chiar atât de apropiat sau atât de prieteni. Pentru că nu împărtășești aceleași gusturi, aceleași idealuri, aceleași valori și trăiești într-o altă lume. Cu alte cuvinte, cei care sunt de acord cu tine și îți împărtășesc convingerile tale profunde, fac parte din grupul tău de prieteni. Sigur, spre acest tip de frățietate în lumina credinței și a cuvântului lui Dumnezeu și a voinței lui Dumnezeu, ne învață astăzi Iisus în Evanghelie, ne îndreptăm și noi. Putem să devenim frați și surori, din punct de vedere spiritual, în Iisus Hristos, dacă îi împlinim voința lui Dumnezeu Tatăl și facem acea experiență pe care a făcut-o El în sânul Sfintei Trăimi. S-a identificat cu voința lui Dumnezeu Tatăl și de aceea a devenit Fiu. Și întrânsul noi am devenit fii ai lui Dumnezeu și frați între noi. Ei bine, îndeplinirea voinței lui Dumnezeu, sau cum se spune în altă parte în Evanghelia după Luca, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și punerea lui în practică, iarăși face din noi toți care suntem aici o familie de frați și de surori, o familie de prieteni, de data asta al lui Iisus și între noi. Iată spre ce ideal suntem chemați noi, în aceste zile, când observăm că și în societatea noastră există tendințe de diviziune, de separare, de ruptură. Întrebarea pe care Dumnezeu i-o pune lui Adam în primele pagini ale Genezei, am ascultat astăzi acest dialog, unde ești, Adame? Este o întrebare teribilă, mi se pune și nouă această întrebare, unde ești tu în această țară? Unde ești tu în familia ta? Unde ești tu în biserică? Care este locul tău? Ești aproape de Iisus, împlinești voința lui Dumnezeu, ești tu frat cu ceilalți, îndeplinești această, să spunem, menire, chemare prin cuvântul lui Dumnezeu care te remodelează și îți dă o nouă identitate, una mai largă, mai deschisă, mai bogată? Unde ești, frate și soră, care te-ai născut din cuvântul lui Dumnezeu, care te-ai născut după modelul lui Iisus Hristos în Sfântul Sfintei Trăimi? Și ai asumat această condiție de fiu cu alți fii ai lui Dumnezeu. Ai tu această aspirație? Tânjești tu după așa ceva, după asemenea valori? Sau ai rămas centrat doar pe tine? E ca și cum, vă dați seama, noi suntem constituiți din trup și suflet sau spirit. Ei bine, în fața noastră se pun aceste două părți, componente ale persoanei noastre. Pun în fața ta trupul, carnea și sufletul sau spiritul și spiritul. Și tu trebuie să alegi de partea cui trebuie sau vrei tu să stai. Dacă ești de partea trupului sau a cărnii, sigur, a celor materiale, a ceea ce, știu, face mai puțin apel la rațiune și la spiritualitate și mai mult la instinct, sigur, atunci împărtășești condiția animalelor care sunt lipsite de raționalitate și de spiritualitate. Dacă te îndepărtezi de asta complet și te duci spre lumea cealaltă spirituală, riști să aluneci într-o ideologie și să nu mai trăiești cu picioarele pe pământ. Suntem puși să echilibrăm aceste două părți componente în noi și să ne lăsăm formați de o a treia instanță, care este voința lui Dumnezeu sau cuvântul său. Cuvântul poate fi asemănat cu, așa, cu un sân matern. Așa cum am fost toți frații și surorile găzduiți de un sân matern și de acolo am primit carne, am primit trup și semănăm unii cu ceilalți, la fel cuvântul lui Dumnezeu în ordinea spirituală este un sân matern în care noi suntem toți găzduiți și ni se dă o nouă carne, un nou trup, un nou chip. Iată de ce avem cumva o tendință firească de a ascunde părțile care ale trupului nostru, care țin mai mult de instinct, și să arătăm chipul și ochii prin care transmitem lumea spirituală din interiorul nostru. Așadar,
să intrăm în acest sân, care este cuvântul lui Dumnezeu, și să ne lăsăm din nou modelați, formați, în așa fel încât să împrumutăm o carne spiritualizată și un trup spiritualizat și să ținem, cum am zis, echilibrul acela între carnea pământească și spiritul cu care am fost înzestrați de la naștere. Iubiți frați, suntem așadar toți puși în fața acestei alternative să alegem reformarea noastră, remodelarea noastră în spiritul de foc și de viață pe care îl conține cuvântul lui Dumnezeu. Gustav Mahler spunea că a fi fidel unei tradiții, parafrazând, a fi fidel cuvântul lui Dumnezeu, nu înseamnă să adori cenușa, ci să promovezi și să aprinzi mai tare focul. Așadar, focul care se află în nașterea noastră spirituală, sacramentală, prin botez, acel foc trebuie întreținut, trebuie deschis, trebuie să ardă mai mult, în așa fel încât să depășim barierele pe care ni le impune carnea sau trupul și să devenim toți frați și surori într-o familie universală, într-o familie mondială, dacă vreți. Dar să nu adorăm cenușa, ci să adorăm focul, pe acela să-l aprindem și să-l întreținem, pentru că de acolo provine înnoirea și îmbunătățirea noastră. Sigur, într-o lume care, cum am spus, alunecă foarte ușor spre alte valori decât cele ale frățietății, sigur, păcatul este sursa tuturor diviziunilor, Iisus Hristos a venit și ne-a eliberat, a dărâmat acest zid al diviziunilor și a voit să instaureze o lume de frați și de surori în Dumnezeu. Ce a zis mama lui? Iată, pentru prima dată auzim în Evanghelie astăzi, frații și surorile, cum se obișnuia a se spune în limbajul acela, adică cumva familia lărgită a lui Iisus. Așa ceva nu este posibil și a ieșit din fire omul acesta. Hai să-l aducem acasă, să-l recuperăm. La fel au judecat și înțelepții, scribii, cărturarii de acolo, de la templu, au zis, așa ceva nu se poate decât printr-o convenție cu diavolul, cu Beelzebul, nu poate să dărâme el zidul acesta al despărțirii dintre oameni, adică să ierte păcatele. Și noi suntem puși la fel astăzi și să ne gândim bine. Dacă avem acest curaj nebunesc să trăim frățietatea și caracterul acesta de, așa, de prietenie, așa universală cu toți oamenii, nu cumva suntem considerați și noi nebuni? Nu suntem considerați ieșiți din fire? Adică ne-am pierdut mințile? Spre ce fel de lume vrem să ne îndreptăm? Sigur, pașii aceștia care duc spre apropierea dintre noi înseamnă mai întâi descentrarea, să spunem, atenției de pe propria noastră persoană și apoi centrarea atenției pe persoana lui Iisus. Asta, în termeni așa folosiți de Papa Francisc, sunt autoreferențialitatea. Adică mereu să ne punem pe noi în centru și pe ceilalți să nu-i vedem. Să dăm deoparte, așadar, această centrare a atenției pe noi înșine și să ne uităm la ceilalți și să salvăm din ei minimum de bine pe care îl putem găsi acolo. Minimum. Niciodată să nu mergem cu maximum. Să nu ne, nu știu, ridicăm așa ștacheta foarte sus și să credem că fiecare trebuie să corespundă aspirațiilor noastre. Așadar, dăm deoparte autoreferențialitatea. Ne descentrăm cum ar veni și ne concentrăm atenția pe Iisus și întrânsul vrem să construim această nouă viață, relație cu semenii noștri și astfel vom deveni frați și surori cu caracter universal, adică deschiși spre toți. Până acolo, deci cel mai bun lucru este să începem cu noi înșine. Până acolo, în schimb, ar trebui să mai facem ceva. Să încurajăm toate gesturile de voluntariat, de sacrificare de sine, a propriului timp, a propriilor energii, în favoarea celorlalți, a binelui comun și, bineînțeles, mai departe, în favoarea celorlalți din punct de vedere religios și spiritual. Adică să-L dăm pe Hristos comoara cea mai mare a noastră altora. Se povestește în viața părintelui Daniel Comboni, care este părintele fondator al unei mișcări misionare, Combonienii se numesc astăzi, cu foarte mult succes în Africa. Acesta era un tânăr preot la zona Veronei
Și acolo i-a spus mamei într-o zi și credincioșilor că el pregătește o ultimă liturghie de rămas bun, după care va pleca în Africa să lucreze ca misionar. Mama lui știa care va fi acea ultimă liturghie, stătea la intrarea în biserică, la Aghiazmatar, acolo unde este apa sfințită, și tuturor celor care intrau în biserică le spunea: rugați-vă ca Daniel al meu să nu plece în Africa. E, și Daniel al ei a plecat. Și a înființat, cum am spus, cea mai de succes, așa, mișcare misionară, familie misionară, care activează astăzi în Peninsula Arabiei, dar și în Africa și în multe țări în Africa. În noi există acest egoism, să păstrăm totul, deci, pentru noi. Mamele, la fel, și ele au uneori câte o iubire de asta sufocantă, că nu-i mai permit copilului să iasă, să se deschidă, să crească împreună cu ceilalți, să-și formeze niște prieteni. Și iubirea uneori împiedică maturizarea copilului. Unele mame vor să rămână mame până la sfârșitul vieții, cu această așa centrare pe ea însăși și cu acel deficit de afectivitate pe care copilul trebuie într-un fel să-l completeze. Dar de aici și până la gesturile acelea de bunăvoință gratuită, de generozitate, de oferire a timpului liber, a banilor, nu știu, a posibilităților noastre materiale, pentru o cauză nobilă, sigur, sunt pași. Însă în felul acesta putem să lărgim, cum am zis, limitele familiei noastre naturale, apartenența noastră la o biserică, la o confesiune, dacă vreți, apartenența noastră la o națiune și să devenim oameni universali, fii ai lui Dumnezeu, așa cum ne învață Iisus astăzi în Evanghelie. Dacă ar veni acum Iisus și la fel ar întreba: cine sunt mama, frații și surorile mele? Și s-ar uita la noi aici în biserică, la toți. Oare ar putea să spună: iată, aceștia sunt frații, surorile și mama mea, pentru că ei împlinesc voința lui Dumnezeu, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Dacă este așa, cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, autoreferențialitatea din noi va dispărea, se va dilua până la dispariție și acțiunile, lucrările cu gust misionar, adică de ieșire din noi înșine, cu gust de generozitate și de bunătate gratuită în favoarea celorlalți, se vor multiplica. Așa să ne ajute mama lui Iisus, care și ea a crescut în credința față de propriul ei fiu și fiu al lui Dumnezeu, ca aceste lucruri să devină pentru noi realitate, viață. Cu alte cuvinte, să umplem viața cu viață. Lăudat să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu.